Un tânăr s-a stins din viață din cauza caniculei. A fost descoperit pe o bancă la vârsta de 32 de ani. Medicii care au intervenit au fost șocați în momentul în care au realizat ce temperatură avea corpul victimei. Un tânăr de 32 de ani din Prigoreni și-a pierdut viața din cauza efectelor devastatoare ale caniculei. Bărbatul a fost găsit într-o stare gravă pe o bancă, iar când medicii au intervenit, au descoperit că temperatura corpului său ajunsese la 43,3 grade Celsius. Eforturile disperate ale echipei medicale de la UPU Smurd Iași nu au reușit să-l salveze. Este important să fim atenți și să luăm măsuri adecvate în timpul perioadelor de caniculă. Iată câteva recomandări. Evitarea expunerii prelungite la soare. Purtarea unei pălării și a ochelarilor de soare. Folosirea unui ventilator sau a unui aer condiționat. Limitarea activităților fizice intense. Respectarea acestor măsuri de precauție poate ajuta la prevenirea problemelor de sănătate legate de căldura excesivă în timpul caniculei. Sincere condoleanțe familiei tânărului.